Am învățat că vorba doare, mai ales atunci când vine de la cineva cu care ai fost la rău și la bine. Nimic nu e cum pare, lângă tine cad măștile atunci când vezi că încep să dispară găștile. Am învățat să o sun pe mama. Salutare, suriori și frățioare. O să schimb așa puțin, înțelegi? Și am revenit cu nouă story din viața mea fericită. Bine, titlul e o metaforă, dar ca idee așa, știi? Și vreau să vă spun niște întâmplări care mi le-am adus aminte ieri pe live, de la Roma, de la Regina Celii. Eram arestat la Regina Celii după ce am fost pe a șaptea, pe, nu știu care a fost pe acolo, că știți că e tranzitul pe a șaptea, după care am fost repartizat pe secție pe a doua, la etajul 2, camera 63. Țin minte și acum. Și eram trăinși în cameră, eu, un băiat Tolea, dar nu Tolea Ciumac, un băiat Tolea din Republica Moldova, moldovean, și un băiat Tudorel de la Focșani. În fine, și stăm pe acolo prin cameră, Tolea ăsta mai, cum să spun eu, mai țăran așa, din ăla mai cap de pod, adică nu prea știa el multe, nu înțelegea el așa, era vreo 6 luni, îi dăduseră că făcuse o bătaie într-un bar, în fine. Tudorel ăsta, cum să spun eu, un fel de Denis Pericol Public, varianta puțin mai bătrână. Bă, și într-o zi, stând în cameră, că erau ușile deschise, știi, erau între etaje, erau uși cu gratii, dar în schimb pe etaj erau ușile deschise, circulai toată ziua, știi? Mă, și vine ăsta Tudorel în cameră într-o zi și zice, bă, mâncați-i și pula tă, mă apucai cu rușii ăștia, băga-mea și pula în familia lor și morții lor și cu tăreșul. Acum când am auzit mă apucai cu rușii, pe etajul 1, erau vreo 4 ruși. Dar cum, să mor dacă vă mint, unul dintre ei, dacă ce-i sculptat, mă, nene. Bă, ce-i Arnold. Restul, mai așa, dar unul dintre ei, oricum, păreau, erau cam răi ei așa de gen, știi, răi, știi. Zic, cum te apucași, mă, cu rușii? Păi, uite, așa, așa, nu mai știu ce, cu tare, hai, mă, să vorbim cu ei. Și ies frumos din cameră, urcă rușii sus, la grilajele dintre etajul 1 și etajul 2, și noi deoparte, eu cu Tudore la deoparte, e pe de altă parte, știi, printre gratii așa, știi? Și zic, bă, vere, uite așa, așa, lăsați-l, mă, în pace, că zic, e și el, bă, așa, cum e puș, nu înțelege, nu știe el cu tare, știu că v-a înjurat, domne, dar nu e bine ce spunea pe italiană, știi? Bă, la un moment dat, din discuție, reușesc să o dau cu rușii la pace, știi? Adică să vedea că înțelegi sasără rușii, să potoliseră puțin, cu tare, cu tare, bă, nene, vorbind așa cu ei, când și când s-o dau la pace, bă, nani. Bă, mă pomenesc cu o flegmă pe la ureche, direct în gură, la rus. Tudorel. Fătu-ți morții, măti, mamă, zic, gata, mă, să moară, fame. Zic, gata, bă, a stricat ăsta tot. Rușii, îți dai seama, dă-i trage de gratii. Bă, făceau ca toți dracii pe acolo. Ăsta cu flegme, bă, să Tudorele, ne omoară ăștia ca pe câini. În fine, s-a închis asta, nu știu ce. Ne-am dus toți la camere, mamă, stăteam să mor dacă nu mai... Îmi venea să-l omor, zic, ia uite, bă, o vorbi să mă... Olea, și când dai tu flec, mă? În fine. Să deschide, la 12, să deschide aerul. Acum, rușii deja am zăsaseră și mie, că-și bagă, că-și fă, că mă omoară, că ne omoară pe toți, că nu știu. Și dai seama... E înjoseală să nu ieși la aer. Indiferent cât ai fi de prost la bătaie, dacă ai puțină onoare în tine, te duci, ce pula asta e. Acum ce fac? Zic, bă, Tudorele, rămâi în cameră, mâncața și pula ta, cobor eu la aer. Nu mai veni. Și mă duc și eu la etajul 1, când se dădea drumul la aer să cobor jos, treceai pe la etajul 1 să deschidea alea, știi? Cobor și eu la etajul 1 să caut și eu români. Era Robert alu Daulică de la Craiova. Erau ăștia de prin țară, știi? Marius de la Roma. Erau mulți români, știi? Marius Brăileanu era, Dumnezeu să-l ierte. Uite, mi-au să-i aminte de el, Dumnezeu să-l ierte. Să caut și eu românii la etajul 1, că eram tovarăși cu ei, știi? Că o să sunt prima oară la etajul 1. Să meargă cu mine la aer să... Bă, nimeni, bă, să mor dacă nu erau toți la fotbal. Bă, nimeni. Mamă, zic, doamă, zic, bă, asta e. Zic, Virgile, pula mea, te duc. Asta e, frate, asta e. Bă, și cobor. Ies la aer, rușii să mor eu în dreapta. Toți 5. Acum când m-au văzut că am ieșit, i-am văzut că să leagă la șireturi. Înțelegi? Când să leagă la șireturi, știi ce urmează? Bătaie.
Și am zis, mă, asta e, ce pula mea? Asta e, mi-o iau, mi-o, nu am ce să mai fac, pula mea, ce să mai fac? Mă, bă, tu știi și cu asta, bă, bași-o pe Tudorel. Mă, și-o iau pe la aer, o dau să mă duc spre ei, înțelegi? Dau să o iau așa spre ei direct, să trec așa, zic, bă, dacă trec printre ei și zic, mi-o dat atunci, mi-o dat atunci, dacă nu, înseamnă că nu. Bă, vere, în spatele meu, să mor dacă nu, noroc de la Dumnezeu cu albanezii, vere. Au mirosit albanezii, nu știu, probabil ori fi fost pe sus pe la etajul 2 care au fost de față la discuția și la certa printre elea și au mirosit albanezii și când mergeam așa singur, pac, vin albanezii și mai au unul de gât. Unul, Achim. Și ce faci, fratele? Ce să fac, fratele? Hai că ne plimbăm și noi cu tine. Ei, rușii când au văzut, n-a mai cotit, hau, hau, hau. Ei, și noroc cu albanezii să mor dacă vom. Bine, băieți buni, ăia care i-am întâlnit eu la Regina, acelui băieți de nota 3000, dacă nu erau albanezii să mor, dacă nu, cred că mă călcau în picioare la aer. Bă, cred că mă... Deci luam bătaie pentru toți românii de pe secție. În fine, după aia am urcat sus, am vorbit cu toți de la etajul 1, au venit ăștia. Deja eram mai mulți, nu știu, eram vreo 20 sau 30 de români. Pa doua. Ăștia erau 4-5. În fine, am scos-o la capăt. Nu mai știu, le-a dat ăsta Tudorel vreo 5-6 cartoane de țigări pentru ce a făcut. În fine, nu știu ce, nu știu. Bun. Într-o zi, cum era? Erau gratile la cameră și era blindata după gratie. Dar blindata aia nu se închidea decât noaptea. Blindata era deschisă de la 6 dimineața până la 10 seara. Înțelegi? În schimb, gratiile se mai deschideau, se mai închideau, în fine. Depindea de orele de saletă sau de masă. Și vine Tudorel într-o zi, încață-i și pula ta. Erau gratiile închise, știi? Eu desfac gratia. Cum o desfaci? O desfacere. Și ia lingura și bagă pe la aia pe acolo și dă cu ea sus ce mișcă el pe acolo, pac, și o desface. Și zic, și ce pula mea face? Hai pe coridor, pe la camere. Erau multe camere, frate. Erau, cred că 15 cu 5, cred că erau vreo 30 de camere pe etaj. Aveai pe la cești. Mănâne. Și am început noi să ieșim din cameră, când erau închise, știi? Ieșeam din cameră, gaburii, era etajul 1, etajul 2 și gaburii stăteau la parter, nu urca nici dreacu până la etajul 2 să vadă aici ce se întâmplă sau așa. Și ieșeam din camere mereu, știi? Cât timp erau închise, știi? Ne uceam pe la ala, pe la ala, pe la ala. Erau băieții aia din Casa Monica, Lupascu, cu toți aia, în fine, nu mai contează. Mă, și într-o zi, ies cu Tudorel din cameră și cu Tolea, bă, și se închide ușa. Se închide gratia, să-mi bapura lingura, nu mai puteam să o desfacem. Mamă, zic, ce facem, mâncață și cu ala? Bă, deja aveam inima aici, că trebuia să urce gaburii să deschidă, că să des drumul la aer. Zic, mamă, ce facem, mâncață și cu ala? Ce facem? N-am mai avut cum să o mai deschidem. Mă, gaburii ce-au făcut? Norocul care a fost? Când au intrat, ei, că era, urcai pe scări și venea coridor în stânga, coridor în dreapta, că era de la jumate scările, au luat-o în stânga să desfacă prima oră, știi? Nu s-au mai intrat în dreapta. Noi când le-a dat drumul deja la două, trei camere, deja s-au umplut coridorul, nu ne-am mai văzut printre ei, nu și-au mai dat seama. În fine, am scăpat și de aia, mă, frate. Și, în fine, ca pot să dau nume că a trecut timpul. Într-o seară, eram pe jos pe la etajul 1, jucam, nu mai știu, jucam. Barbuț la mai. Și vine Robert al lui Daulică, cu un boboloc de la Reșița. Boboloc ăsta căuta să-și bage ace de siguranță în ochi, sârme în ochi, în fine, altă poveste. Când a făcut el greva foame, s-a suit pe la patul, doi băieți, să vezi cum... În fine. Și vine Robert ăsta lui Daulică și zice, bă, mâncați și plătă. Na, s-a ieșit. Și două bucate atât de hașiș. Bă, ce să fac? Ia, vre, bă, vre, eu zic, eu nu știu, vre, ți-o vin și tu pe sus, ia și tu cadou. Păi, never. O iau, vre, o bag în buzunar, mai joc ce mai joc acolo și așa și mă duc la cameră, la 7, să închidea, știi? Mă duc eu la cameră și zic lui Tolea și lui Tudorel, mă, vre, dă dură ăștia că eu nu fumez, fumați? Da, vre, fumăm. Păi, never, și le-o dau lor. Acum s-au apucat ei să fumeze, ce-au fumat pe acolo prin cameră, bă, nene, ne-a luat somn, nu mai știu, în fine. Bă, tată, dimineața la ora 6, scularea, 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 piață, mâncață. Și au intrat peste noi vreo 8 camere de pe etaj, au scos cu mânuși și le-au intrat peste noi. Bă, nene, când m-am trezit, să mor dacă vă mint, când m-au trezit ea, era bucata de hașiș rămasă pe masă. Mă, pe masă, pe masă, o vedeai din baie.
N-am apucat să mai zic nimic, că te scoate imediat acolo, nu mai stă la discuții. Fiind și trei și în camera mea. Le-au scos, ne-au băgat în duș. Pe secție, toate 8 camerele. Mamă, acum am duș acolo și ați dat seama, mâncați și pula ta, câte gânduri aveam. Că n-avea cum, frate. Deci frate era pe masă lăsată, în mijlocul nu era băgat. Nu, că proștii n-au mai, îți dai seama, am fumânam. Bă, mâncava și ploua asta. În gânduri acolo la duș, Tolea ce zice? Bă, mâncava și pula voastră. Băiat, să mor dacă nu băiat. Voi n-aveți vizită. Decât eu am vizită, pe mine cade. Indiferent și dacă spuneți voi că e a voastră, voi n-aveți vizită. Decât eu am vizită, de ce? Păi pe la asta intră, știi? Iau eu faptă, frate. Bine, mâncați și frate. Strigă prima cameră din duș. 61, hai la cameră. 39, hai la cameră. 57, că-l luați la retur. Bă, noi ultimii în duș. Ultimii, bă. Zic, gata, acum știam, zic, gata, mă, dacă suntem ultimii, zic, gata, frate, nu mai. N-are, noi, gata, o găsă și acum ne cheamă ultimii și pula mea și ușa. Auzim. Hai la cameră. Bă, ne-am ieșit din duș, bă, când mergeam pe coridorul ăla, că stăteau gaburii patru în ușă și ne așteptau. Bă, știi cât a durat? Mi s-a părut 8 ore, mă, drumul ăla de la duș până la cameră. Deci am intrat în cameră, când am intrat în cameră, am auzit ușa în spate că se închide și au plecat. Bă, să mor dacă vă min, să dea Dumnezeu. Băi, nu mă jur, să mor dacă. Bă, bucata tot pe masă. Bă, tot acolo eram. Bă, ori m-am stat și m-am gândit să-mi bag pula. Îți dai seama, am făcut 7.000 de gânduri. Bă, zic, ori nu o văzură. Ori o văzură și era prea evidentă ca să creadă că e așa ceva și nu o băgară în seamă. Ori, nu știu, o lăsară să vedem de unde o luăm. Sau, nu știu, că îmi făceam paranoi din alea în cap, știi? În fine, l-a bătut tolea pe Tudorel, că el o lăsase pe masă acolo și aia și, băi, s-a cam încheiat treaba. E, în fine, că vă povesti și mi-au să aminte, vă povesti de Bobolocă ăla de la Reșița. Băi, eu am fost în cameră și cu Bobolocă ăla și cu Robert alu Daolică, dar ne-au spart de când cu telefonul. Am vândut telefonul la unul, ne-a dat la în primire, în fine, s-a spart camera, nu știu. E, într-o seară, fiind în cameră cu ăștia, se vedea cam tenat Bobolocă. Nu știu ce probleme avea el de pe la vizită, de pe la pachete, de nu mai știu probleme din aia. Și stăteam cu Robert alu Daolică, eu în pat, el în pat. Boboloc prin cameră, prin baie, pe acolo l-am băgat în seamă, că ne uitam la televizor, știi? La un moment dat vine ăsta și ce? Aveți și voi un act de siguranță. Bă, la ce trebuie vedere? Să mi-l bag în ochi. Cum adică să-l bagi în ochi? Să mi-l bag în ochi, vedere. Ce crezi că făceam? S-a dus înapoi în baie. Să mor dacă n-a înghițit două baterii din alea atât în oglindă. Bă, zice că-s pastile, mă, bateriau. Le-a înghițit în oglindă, nu știu de ce în oglindă, că l-a întrebat să moară familia mea. Mă, deci, eu am înțeles că le-a înghițit, dar de ce în oglindă? Ca să ai impresia că ai luat mai multe sau care e problema? Și a înghițit o sârmă din aia, că erau gratis și din alea mici, știi, care știți. A rupt o sârmă de a înghițit-o și pe aia și după aia căutat de siguranță să-l bagi în ochi, că avea el ce avea acolo. În fine. A trecut bă nene noapte el cu baterii în el pe acolo și a venit doctorița, el nu se simțea rău, în fine, domnule. Dimineața la 6, iasă el, pune castronul în ușă, știți cum se pune castronul jos la colțul și afară, și opere de la foame, greva foamei, boboloc. Acum știau ăștia că înghițise baterii, era și bolnav cu capul, era și ăștia. Și vine brigadierul, vine și comandantul, ce s-a întâmplat, hai, refuză cu tare, nu nimic, nu nimic. Bă, l-au lăsat ăștia vreo 7-8 ore până seara. Seara au venit iar, renunț la greva foamei? Nu. Păi fii atent, dacă nu renunți, pregătește-ți bagajele, că te mutăm din cameră, că n-ai cum să stai în cameră cu lumea care mănâncă. Și te ducem pe izolament și stai acolo în greva foamei până ieși, știi? Nu. Pe el l-a deranjat, vede, că el nu vrea să. El vrea și în greva foamei, dar să stea și în cameră cu noi, știi, că era telefon, era de tot. Nu plec, nu plec. Păi ești din greva foamei. Păi nu ești nici din greva foamei. Bun. Băi, hai să te muți. Nu mă mun. Bă, hai să te muți. Deja a început să-i vorbească urul la Gabor, că își bagă pula morților, că îi bate, că nu știu, că nu știu. A plecat Gabor, bă, să-mi bag pula, dacă vă mint. Eram cu un băiat Cristi de la Suceava, erau mai mulți acolo. Mă, când au urcat, că eram unul și toți, cred că au urcat 20. Bobolo când a văzut. Pac, repede în cameră. S-a urcat la patul 3.
Mă, când s-a încăleștat odată așa de fiarele alea de la 4, zice, mă, era și 4, 3, camera mică, incomod să-l iei de acolo. Și mare țiganul, mare rău țiganul. Și prins de alea, bă, nene, au intrat să-mi bat pula, dacă am crescut în viața mea, ca un loc în camera aia 20 de găburi. Bă, au intrat pe acolo, bă, trăgeau de el. N-aveai ce să, îți spun sine, n-aveau nici, că nu-l luau. Dar n-aveau poziție să suie și camera îngustă să-l tragă țiganul mare de mea. Bă, mâncați așa. N-au plecat, să mor dacă vă mint. A stat cu ei acolo și a, deci s-au închis ușile la 7 și noi am stat afară din cameră, eu cu Robert Alodaulică, până la ora 11, pe coridor și Gaborii lângă să dea boboloc jos din pat, că nu puteau să-l iau. Bă, vere, au venit să mor dacă vă mint, dacă nu i-au dat și cu din aia cu curent. Nu, nimic. În fine, până la urmă, de frică să nu-l mute din cameră, anunță la greva foamei, dar hai să vă mai spun ceva, că mi-au zis aminte de revoltă. Nu știu care a prins, care a fost pe acolo. Poate sunt oameni care se uită și au prins revolta de la Regina Cilii din 2009. Bă, ne-au început italienii să facă figuri, că nu e apă caldă, că nu sunt condiții, că nu sunt cutare, că nu sunt cutare, că nu sunt cutare. Hai să facem revoltă. Dă-i, noi atât am așteptat. Și a început revolta. Băteam în gratii, toți la o anumită oră, și în castroane și în tot, făceam gălăgie cu picioarele, tot, să dai seama, jur, când bătea toată pârna aia din picioare, tremura zidurile. În fine, o zi, două, trei, nu s-a rezolvat nimic, au venit gaurii pe acolo cu, hai, că mă, cu ta nimic. Bă, nene, și-au început. L-aveam pe un băiat, a fost campionul Italiei la box de vreo 4 ori, Zoanel Emanuel se numește, puteți să-l căutați pe internet. Bun, rău de tot, da, băiat de nota 5. Și încep ăștia italienii, mâncava și pula voastră să facă bombe. Cum se făceau bombele? Erau bomboletele de gaz, care le băgai în furnel, că zgătai în camera, acolo aveai dreptul la butelie la ăștia. Erau buteliile alea mici de gaz, le băgai în ciorap, dădeai ciorapul cu ulei, dădeai foc la ciorap și mocnea. E, în momentul, băi, vă rog să mă credeți, care știți că ați mai fost pe acolo, mulți dintre voi, când explodau aia, cădea o tencuială întreagă de pe secție. Și încep ăștia, frate, să facă bombe italieni și dă-i cu ele, bă, nene. Când au început să bubuie pe secție, să mor dacă vă mint, dacă nu ne-a fost frică că murim acolo arși. Deci că murim arși. Bă, și au intrat, bă, să mor dacă vă mint. Au intrat direct scutierii. Nu mai, când acum vezi tu, care era șmecheria? Erai cameră de 3, nu erai cameră de 70-80 cum e în România, să zici că poți te bați cu ei. Dădeau drumul la câte o cameră și te spărgeau, că nu înțelegi? Asta a fost. Bă, și au venit scutierii să mor dacă vă mint. S-au pus în cordon și au început să dea drumul să scoată afară câte o cameră. Bă, vă jur, bă, nene, deci de la camera mea până la scări, să-mi bat pula dacă nu cred că am luat 100 de bastoane, ce puțin. Bă, că treceai prin drumul oaselor, prin cordon, deci dădeau pe unde apucau, în cap, în genunchi, nu. În fine, ne-au bătut, ne-au scos pe toți la curtea de aer să mor în pușcherie, dar cum? Care cum i-a prins în cameră, în maieu, în tricou, în chiloț, în așa, la curtea de aer, să mor dacă n-au venit cu la curtea de aer. Marochinii cu lame. Ha, gata, iar am luat foc pe la curtea de aer. Să mor dacă vă mint, știți ce ne-a făcut? A venit directorul și a zis, da, stați așa. Acum, la curtea de aer nu mai avea cum să ne bagi înapoi, că eram prea mulți, știi? Și nici nu cred că își doreau, știi? Să, știi? Ce crezi că a făcut? Bă, să mor dacă vă mint. Dacă n-au venit cu furtune de apă. Au pus furtunele de apă pe noi, gheață, sloi, și au închis. Și ne-au lăsat la curtea de aer. Să moară familia mea într-o oră, dacă nu începuseră noi să ne cerem înăuntru. Da, așa frumos, băgați-ne că nu mai putem. Nu, deci a fost, dar să făceau, bine frate, nu știu acum dacă, erau și alți ani, cred că erau și altfel de băieți în timpul ăla pe la pușcării, erau și altfel și... Oricum, italienii când considerau ei ceva să facă, făceau, știi? Și chiar făceau. Așa, românii, marochini ăștia nu prea erau, nu prea, participau, dacă ziceau italienii și era multă chestie, participau, știi? În fine, băi, cam asta e povestea de pe la Regina Cilii. Mi-am adus o aminte ieri pe live că m-a întrebat cineva, domne, ai avut de-a face sau ai avut vreun prieten vreodată de moldovean din Republică? Și mi-am adus aminte de Tolea. Știi? Zic, mamă, tu au băgat mea și pula, Andrei. În fine. După cum puteți vedea, am schimbat puțin, sunt pe la hotel și am făcut story-ul ăsta puțin nervos că a venit pe aici și m-a sărit Carmen din vreo 1000 și ceva să ducă să-și facă coafer și ăla și nu știu ce, și sunt cam așa, cam
Pentru că asta e viața. Ai, n-ai, dai. Ai, n-ai, mingea, tragi la poartă. Vă pun fratele vostru, o să mai vin și cu alte story-uri și cu alte povestiri din viața mea. Și chiar vă rog să, uite, vezi că pe live-uri mai mi-aduc aminte din ele, știi? Că dacă stau așa să mă gândesc, nu. Dar, de exemplu, cum m-a întrebat băiatul ăla, bă, ai avut de-a face cu cineva din Republica Moldova? Zic, da, bă, zic, ia uite, bă, zic, bă, Tolea și Tudorel, fu-te în gură. Nu știu, Tudorele, dacă mă vezi, că știu că ești de la Focșani și nu mai știu nimic de el, care sunteți din Focșani, e un băiat blonduț cu părul crilionțat. Tudorel îl cheamă. Nu mai știu nimic de el. Să aibă și el 30 ceva de ani la... Am o poză cu el făcută la Regina Celi. În fine, vă pup, fratele vostru, să vă dea Dumnezeu sănătate și toate cele bune.